De vinerea alba, iulienii sunt așteptați în parcul de sărbători, care va fi amenajat în acest an în piața cetății. În această perioadă, pregătirile sunt întoi. În parcul de sărbători, atât cei mici cât și cei mari vor găsi o mulțime de surprize în ton cu perioada sărbătorilor de iarnă. De astăzi a început ridicarea căsuțelor cu bunătăți, cadouri și decorațiuni de Crăciun. În parcul de sărbători, vizitatorii vor găsi și un patinoar, un carusel, un trenuleț pentru copii și căsuța lui Moș Crăciun. O parte din chioșcurile din lemn vor fi construite de primărie, iar o altă parte de comercianți pe cheltuială proprie. Tot aici va fi amenajat și un patinoar, pentru a cărui inaugurare autoritățile locale vor să organizeze un spectacol de patinaj artistic. Mai mult, în piața cetății, copiii vor avea ocazia să se dea cu caruselul și să se plimbe cu trenulețul în jurul bradului de Crăciun. Autoritățile locale nu au fixat o limită de timp pentru funcționarea parcului de sărbători. În funcție de preferințe și posibilități, comercianții vor putea rămâne în piața cetății până în luna ianuarie sau chiar mai mult.